Privind calitatea sa de avocat, Victor Ponta a fost procuror în cadrul parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1 din București, iar între 1998 și 2002 procuror în cadrul parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, secția anticorupție, urmărire penală și criminalistică. Între 2000 și 2001 a ocupat funcția de coordonator al biroului de combatere a spălării banilor. Tânărul social-democrat Victor Ponta a fost adus în politică de Adrian Năstase. Chiar el l-a botezat Micul Titulescu atunci când era președintele organizației de tineret a PSD Gorj. Tot Năstase l-a numit șef al corpului de control al primului ministru și l-a trimis în Gorj cu misiunea precisă de a-l detrona pe Nicolae Mischie, care refuza la acea vreme să părăsească funcția de președinte al Consiliului Județean și al PSD Gorj. Victor Ponta a fost ales deputat în 2004, iar atunci devenea unul dintre cei mai tineri parlamentari români. Mai mult, și-a cumpărat o casă în Baia de Fier, iar o perioadă a avut domiciliul stabil în localitatea Baia de Fier, fără însă a locui acolo. În urma căderii guvernului Ungureanu, ca rezultat al adoptării moțiunii de cenzură propusă de Uniunea Social-Liberală, în luna mai 2012, Victor Ponta a fost învestit în funcția de prim-ministru al României și în fruntea guvernului, devenind astfel cel mai tânăr prim-ministru din Europa. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. În această vară, Victor Ponta a decis să se autosuspende din fruntea Partidului Social-Democrat, în care a fost ales Liviu Dragnea. Astăzi, Victor Ponta a decis să-și dea demisia și din funcția de premier.